salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. N-am mai filmat nimic de ceva timp și aproape că mi-este puțin ciudat că fac asta din nou. Dacă tot suntem aici, vă promit că o să revină și vlogurile normale în care filmez de zi cu zi. Din păcate nu cred că o să avem vlogmas anul ăsta. Sfârșitul ăsta de an plănuiesc să nu mai fac absolut nimica decât să mă duc acasă la familia mea, să petrec sărbătorile cu ei și mai vedem de acolo. Vreau foarte mult la anul să fac vlogmas. Anul ăsta nu promit, nu cred că o să avem. O să avem videouri spontane, dar nu o să avem vlogmas. Asta așa doar ca un side note. Anyway, să nu este un video despre vlogmas, este un video despre Masterchef. Deci, hai să răspundem la niște întrebări. Oricum, înainte să înceapă vlogul, vreau să vă mulțumesc infinit pentru tot suportul vostru pe durata competiției. Ați fost absolut minunați. Mi-a plăcut foarte mult că îmi dădeați tot timpul, cum îi zice, mă tăguiați în story-urile voastre, îmi lăsați super multe mesaje de încurajare, mesaje foarte, foarte multe. Ne-am și mărit familia și aici pe YouTube și am văzut că și pe Instagram. E un sentiment foarte, foarte ciudat ceea ce s-a întâmplat. Abia acum m-am obișnuit cu gândul și de fiecare dată când văd trofeul ăsta care este al meu forever și scrie câștigător Masterchef 2019, când o să fiu bătrână, o să pot să-mi amintesc tot timpul de momentul ăsta. Mă simt ca la Oscar, dar jur, niciodată n-am realizat ceva atât de mișto în viața mea. Chiar făceam o glumă cu niște prieteni și le spuneam ceva de genul: bă, tu ce ai făcut vara asta? Păi am făcut aia. Cool, eu am câștigat Masterchef. Hai să începem cu întrebările astea, că sunt destul de multe, nu o să răspund la toate, o să facem o selecție. Te-ai fi gândit că câștigi Masterchef? Sincer să zic, nu m-am gândit niciodată că o să câștig Masterchef decât când am ajuns în top 5. Când am ajuns în top 5 eram ceva de genul, eu chiar am o șansă să fac chestia asta, să câștig titlul ăsta. Și cred că atunci m-am ambiționat cu adevărat să lupt pentru titlu și pentru marele premiu. Dar până în momentul ăla eram ceva de genul, wow, sunt top 15, wow, sunt top 10, wow, sunt în top 7, pe bune, deci parcă nu venea să cred că avansez din ce în ce mai mult. Cum a fost prima ta zi la Masterchef? Mă întreabă Emma. Prima mea zi la Masterchef? Știu că tremuram din toate încheturile, probabil mă întreb în bucătăria Masterchef efectiv, nu când am luat șorțul, dar prima zi în bucătăria Masterchef mi-aduc aminte că eram plină de emoție, eram foarte, foarte entuziasmată, în același timp mă gândeam ce naiba caut acolo, gen what, de ce sunt aici, eram foarte, foarte emoționată. Sincer să zic, nici nu mi-amintesc ce am gătit sau ce am fost puși mai exact să gătim. Dar mi-aduc aminte că aveam foarte, foarte mari emoții și prima oară când m-am dus cu farfurii la jurizare, eram ceva de genul, băi, deci tremuram. Aveam un elastic, dacă v-ați uitat la emisiune, o să vedeți că am un elastic la mână pe durata competiției, de la început, de prima oară, de când m-am dus prima oară la preselecții, până în momentul în care s-a terminat emisiunea, aveam același elastic pe mână și mă jucam tot timpul cu el ca să-mi domolesc cumva emoțiile. El, Eric, mă întreabă cine te-a convins să te înscrii în competiție. Eu am auzit că se fac înscrieri foarte, foarte random. M-a convins să mă înscriu într-un fel iubitul meu și m-a convins și Roxana Ionescu, care m-a încurajat să mă duc. Zice, băi, du-te, n-ai nimica de pierdut. Și eu am fost în foarte multe emisiuni, ea a și câștigat Dansez pentru tine și era ceva de genul, why not, du-te, vezi ce se întâmplă. Șofran Carina... Șofran. Cum se filma ca să apară după fiecare pază? Mă întreabă despre testimoniale. Cum se filmau mai exact? Testimoniale se filmează în felul următor. Orice reality show, inclusiv la Keep It Up with the Kardashians, ca să-ți dau un exemplu, testimonialele se filmează după un eveniment. În bucătăria Masterchef, noi găteam, după care ori făceam pauză și poate băgam un testimonial rapid după găteală, ori găteam, eram jurizați, după care testimonial. Deci ceea ce vedeți voi în timpul ăla real, de exemplu, ne arăta pe noi gătind, după aia arăta o reacție în care noi comentam, alea sunt montate în așa fel încât să pară totul în timp real, dar nu se întâmpla totul în prezent, cum ar veni, știi? De exemplu, mi-aduc aminte la primele mele testimoniale, am avut noroc, nu numai eu, toți colegii noștri au avut problema asta, noi tot timpul vorbeam la trecut. Am făcut aia, am luat cuțitul de acolo, noi trebuia să spunem, iau cuțitul de aici, fac asta, deci trebuia să vorbim la prezent întotdeauna și știu că toată lumea a avut dificultăți cu chestia asta pentru că nu eram obișnuiți. Nu înțelegeam exact cum funcționează lucrurile astea. Acum că mă uit în urmă, știu ce am de făcut, dacă vreodată în viața asta mă mai bate gândul să merg la vreun reality show, o să știu cum să mă
compor și cum să vorbesc și cum să le fac treaba fetelor mai ușoară. Dar da, testimonialele sunt filmate după probă. Ideea este că trebuie să te aduci aminte foarte bine ce simți în momentele respective. Ești stresat, ești bucuros, te descurci, nu te descurci. Oricum, fetele din producție, să zic așa, au un șir al evenimentelor scrise pe o foaie frumos și în cazul în care cumva uitam eu ceva, ele mi-au aduceau aminte. Păi uite, la un moment dat, de exemplu, ți s-a tăiat nu știu ce sau nu ți-a ieșit nu știu ce. Cum te-ai simțit în momentul ăla? Și de acolo ei selectau anumite momente din testimonialele noastre ca să fie băgate la televizor. Foarte multă lume mi-a pus întrebarea asta și am fost întrebată ceva de genul: păi cum făceai? Găteai și după aia fugerea testimonial, ziceai două vorbe, veneai înapoi? Cum se face mai exact? Deci, nu. Așa se face. Georgiana mă întreabă: ai mai rămas prietenă cu cineva după terminarea emisiunii? Am rămas prietenă aproape cu toată lumea. Vorbesc cu colegii mei aproape zilnic, sincer să zic. Avem un grup unde ne hlizim pe acolo. Chiar zilele trecute mi-a scris Andreea Monteiro, doamna de la Snagov, prințesa de la Snagov. Chiar îmi zicea că este dor de emisiune, că a luat așa un sentiment din aia de nostalgie. Ce mai fac? Cum mai îs? Am tratat-o și pe ea cum mai este, fetița ei. Ținem legătura și o mare parte dintre colegii mei chiar plănuiesc să vină în vizită aici la Timișoara. Ultima oară s-au strâns la Cluj. Din păcate eu n-am putut să merg la Cluj pentru că eram la București. După care mă întorsesem în Timișoara și erau prea apropiate datele și n-am putut să ajung să mă văd cu ei, dar da, păstrez legătura cu ei, toată lumea este bine, Bionuț, Cezar, Jeremy, Dili Chili, Florin, Mihai, doamne, toată lumea, deci toată lumea este super ok. Alexuța mă întreabă: cum sunt șefii în realitate? Noi, nu că nu aveam voie, dar noi nu prea aveam contact cu șefii în afara programului de filmat, să zic așa. Nu știu dacă era o chestie neapărat intenționată sau nu, dar nu aveam cum să stăm de vorbă cu ei. De exemplu, în pauzele de țigară sau în pauzele de masă, stăteam noi între noi cu colegii, cu producția, șefii aveau locul lor separat unde stăteau. Silviu, în realitate, nu pot să zic că este la fel de... mă sună cineva. What? Silviu, în realitate, nu mi se pare că este la fel de rău, să zic așa. În emisiune era foarte serios, până la urmă este o emisiune serioasă. Șef Adam mi se pare că este în fix ca un tată, este un om așa foarte empatic. L-a spus și în emisiune că plânge destul de ușor, nu a avut o viață ușoară nici el. Dar mi se pare că în momentul în care trebuia să te tragă de urechi, te trăgea de urechi. Dar în momentul în care se mai dădea câte o îmbrățișare, cum am pățit și eu, ați și văzut, tu l-a plânsul, frate, pentru că erau foarte, foarte multe emoții, simțeai pe cineva că este foarte empatic cu tine și te lua plânsul. Și Cosmin este foarte jovial, este pus pe șot, e așa, el este cu Instagram-ul, îi place lumea asta. Overall, toată lumea este foarte ok. Laura Opariuc mă întreabă: te gândești la o carieră în domeniul ăsta? Mi s-a pus întrebarea asta de foarte, foarte multe ori. Între timp, acum că s-au mai așezat lucrurile și oricum nu sunt 100% sigură de răspunsul ăsta, dar e foarte greu să lucrez în bucătărie. Noi la MasterChef am avut o singură probă în care a trebuit să lucrăm într-o bucătărie profesională și nu că a fost greu. A fost mega greu, a fost iadul pe pământ, e foarte cald, e foarte greu, nu am pregătirea necesară, nu știu să răspund la întrebarea asta dacă văd neapărat o carieră în domeniul ăsta. Da, îmi place să gătesc, dar să fii bucătar, să fii șef, nu este așa de ușor. Și nu ai program din ăsta de 9 to 5, plec la 9 dimineața, mă întorc la 5 și la 5 fix, la 5 jumate fix să acasă. Nu, pleci dimineața, ce știu eu, la 7-8 când începe programul și probabil termin noaptea când pleacă ultimul client. Mă gândesc într-un fel, dar doar cochetesc cu ideea, nu este nimic bătut în cuie, să zic așa. Mai sunt întrebată cu ce persoană nu ai rezonat deloc. Mai, într-un fel sau altul, eu pot să rezonez cu oricine, adică pot să mă pun în papucii oricui și să înțeleg reacțiile lor sau de ce sunt într-un anumit fel, dar în competiție, ați văzut și voi, Diana era o persoană foarte dificilă. În realitate era la fel de dificilă. Doar că ea este un copil în ochii mei. Personal, mi se pare că ea nu gândea foarte, foarte mult ceea ce făcea și ce zicea. De asemenea, nu prea rezonam cu Raluca. Suntem persoane diferite. Aveam momente în care râdeam și ne înțelegeam, dar la fel. Exista așa o barieră între noi. Și în competiție, mi-a fost greu uneori, de asemenea, uite, să rezonez cu Andreea.
La început a avut așa o chestie din asta foarte stand-offish, parcă trebuia să stai departe de ea, parcă avea așa un scut. După aia pe parcurs s-a încălzit și după aia dintr-o dată mi s-a părut că iar s-au schimbat lucrurile și parcă iar ne îndepărtaserăm toți de ea, parcă nu mai vorbeam, nu știu exact ce s-a întâmplat acolo. Dar da, e normal până la urmă. În bucătăria MasterChef am fost 18 oameni, e greu să rezonezi cu toți 18 și cu toată lumea să te înțelegi fabulos. Dezliz, cred că zic bine. Concurenții se certau așa de tare și off-camera sau era regizat? Spill the tea. Spill the tea, sis, yes! Da, concurenții se certau uneori, nu pot să zic că nu. Acum nimeni n-a stat să se ia la bătaie pe acolo, dar da, au mai existat discuții care nu au apărut pe cameră, dar s-a mai întâmplat să vorbim chestii când eram, de exemplu, la masă, când nu eram filmați, când nu aveam microfonul pe noi. Chestia aia cu microfonul oricum era ultima, frate, că la un moment dat eram și paranoia, era un moment în care nu aveam microfonul pe mine și parcă mă abțineam să zic ceva sau să vorbesc ceva cu cineva și după aia mi-aduceam aminte, bă, stai, eu n-am microfonul pe mine, pot să vorbesc ce vreau eu, știi? Da, să mai certa lumea, e normal să se certe, na, ce să zic. Iana Bunea mă întreabă, care crezi tu că a fost cea mai reușită farfuria ta? By the way, te urmăresc de la primul video. Wow, ce subscriber vechi! Cea mai bună farfurie a mea, mi-e foarte greu să aleg una, sincer să zic, am câteva preferate. Dar, nu știu, îmi place foarte, foarte mult desertul meu din finală, frate. Având în vedere că eu nu fac desert, nu sunt fan desert, tot timpul am spus, dacă mie mi-e poftă de ceva dulce, mă duc și îmi cumpăr. Dar mi-a plăcut foarte, foarte mult farfuria mea din finală. Mi se pare că era o farfurie atât de frumoasă, atât de complexă, am gândit-o cu atât de mult drag, era atât de aspectoasă, inclusiv telefonul care l-am acum, l-am cumpărat cu gândul la farfuria mea de la MasterChef. Dacă vă aduceți aminte, era un bordeaux, un mov, o lavandă, așa, o panacota, o blueberry panacota și era exact în culorile astea. Deci, da, hai să zicem că de desertul meu sunt cea mai mândră, deși dacă s-o bine să mă gândesc, sunt sigură că mai sunt și alte farfurii. Ale Dărăban mă întreabă, dacă este adevărat că înainte să particip la MasterChef chiar nu știai să gătești mâncăruri pretențioase. Da, este foarte adevărat. Eu am descoperit că am înclinații și că am gust în farfurie și că am atenție la detalii și pot să fac platinguri frumoase la MasterChef. Deci eu acasă mi-arunc o lingură de piure în farfurie cu o carne, mi-am pus un sos lângă și am mâncat. Nu cred că stă nimeni acasă să se gândească la platinguri și nu prea cred că stă nimeni acasă să gătească cu ingrediente așa de scumpe. Adică la MasterChef aveam o cămară, nu vrei să știi, era dotată cu de toate, toate erau fresh, aveam, frate, numai nebunii acolo, numai foie gras, numai vite, numai cotlete de berbecuț, numai nebunii, adică nebunii, frate, nu știam să gătesc mâncare pretențioasă, știam să fac lucruri normale. Dar mi se pare că eu fiind o persoană descurcăreață, tot timpul reușeam să scot o farfurie bună și în timpul liber stăteam foarte mult, în puținul nostru timp liber, de fapt, pe care l-aveam, stăteam foarte mult și îmi făceam research, căutam pe YouTube, căutam, de exemplu, cărnuri care nu ne-au mai picat în competiție, cum se fac, oare pică aia, oare nu pică aia, și încercam singură să-mi fac așa un research. Ai avut momente în care ai vrut să bași piciorul și să renunți la concurs? Da, sigur că au fost momente, au fost foarte multe momente, dacă stau bine să mă gândesc. Mi-aduc aminte că cred că eram în top 17 sau ceva, deci la mega început, era o probă în care noi a trebuit să recreăm mâncarea preferată a lui Chef Haddad din copilărie. Frate, și m-a bătut Dumnezeu acolo. Deci, băi, deci am făcut o farfurie, vai, deci numai când mă gândesc la ea acum, deci mă apucă groaza. Absolut îngrozitoare, zero plating. Atât că la gust era oarecum ok. Nu mai știu să spun numele preparatului, că avea un nume din ăsta specific, dar eu am spus omletă marocană. Și boy, oh boy, dacă n-avea gust o omletă marocană, tati. Mi s-a părut că era îngrozitoare ca și aspect, dar avea gust ok, dar nu era deloc ceea ce ar fi mâncat vreodată Chef Haddad. Eu în momentul ăla nu prea, mi-era frică foarte tare de condimente, mâncarea trebuia foarte bine condimentată cu tot felul de spice-uri, eu eram nouă și țin minte că după proba aia, cred că aia a fost prima probă în care eu pe urmă am intrat la eliminare și mi-aduc aminte că l-am sunat pe Forte și plângeam, dar nu că plângeam,
eram isterică la telefon și ziceam, Doamne, nu știu ce caut aici, de ce am venit aici, scoate-mă de aici, eu nu vreau să fiu aici, îmi bag piciorul, că eu nu știu să fac nimic, că mă fac de râs, că habar nu am, că cine sunt, băi, deci plângeam, nu exagerez, cred că am stat jumătate de oră, toată pauza mea de masă, eu am stat-o cu forte la telefon și am plâns și am urlat și am blestemat clipa în care eu am venit la MasterChef și... După faza aia, cred că am avut cea mai bună farfurie și am câștigat imunitatea. Deci după farfurie aia și faptul că trecusem de prima mea eliminare, mi-a dat așa un boost de încredere în mine și cumva m-am descărcat de toate frustrările adunate până în momentul ăla. Și după faza aia am fost prima concurentă care a luat imunitatea la MasterChef. Cas Conom mă întreabă, ai acceptat un post de jurat la MasterChef? Nu cred că este locul meu momentan să fiu un jurat la MasterChef. Mi-ar plăcea foarte, foarte mult, de exemplu, în alt sezon, dacă, așa ca o idee, mi-ar plăcea să vin în calitate de invitat. Și, nu știu, să fac ceva acolo în emisiune. Da, deci cred că mi-ar plăcea foarte, foarte tare să vin în vizită în bucătăria MasterChef, cu siguranță. Sara mă întreabă cum de reușeai să menții totul sub control fără ca jurații să te intimideze. Vă, așa vi s-a părut? Că nu eram intimidată? Că eram foarte intimidată. Eu de fiecare dată când mă uitam la emisiunea asta, de cel mai multe ori, frate, făceam niște fețe și mușcam buzele și mă uitam așa, foarte supărată și eram foarte... nu știu, multă lume mi-a zis că eram prea relaxată, dar mie mi se părea că nu eram deloc relaxată. Adică nu că mi se părea, știam ce am trăit acolo și cumva nu simțeam același lucru, dar să știi că mi-a mai spus lumea că nu prea am supărată, nu prea am intimidată, nu prea am stresată. Asta e o chestie bună. Andrei mă întreabă ce ai simțit când ți-a strigat numele în finală Chef Haddad. Nu vrei să știi ce am simțit. Vreau să zic că și acum... Când revăd momentul ăla în care mi se strigă numele, că sunt câștigătorul, că bla bla, că nu știu ce și că plâng în halul ăla, parcă și acum mi se ridică părul pe mine și jur, am un nod în gât, îmi vine iară să plâng de fiecare dată când văd momentul ăla și cred că așa o să fie o perioadă. Băi, a fost super tare, frate. M-a luat plânsul, după ce am plâns, era ugly cry din ăla, bă, deci era cel mai urât plâns ala Kim Kardashian, știi? De la așa, știi? După aia, parcă cumva îmi venea să râd, eram fericită, după aia... Iar cumva eram tristă pentru Cezar. Am avut așa o secundă când a zis, uai, dar Cezar, ce se întâmplă cu Cezar? Bine, nu se vede la televizor, după aia m-am dus la el, l-am luat în brațe, zis că îmi pare rău, bla bla. Dar, rahat, nu știu, a fost așa un amalgam de sentimente și a fost absolut minunat. Nu îmi venea să cred că mi se întâmplă chestia aia și tot mă uitam sus unde scria chestia aia, Alina versus Cezar, finala MasterChef, tot mă uitam la ea, frate, și nu venea să cred că se... Că mi se întâmplă asta, deci nu venea să cred. Confeti peste tot, șampanie, mă uitam la... Deci, frate, mă uitam la trofeul ăsta și nu venea să cred că este în mâna mea și după aia, colat peste pupăză, vine Silviu cu cecul de 50.000 de euro și zic, bitch, ești cea mai bogată de la mine din familie, exact, cred că asta am și spus într-un interviu. Îți dai seama că mai mult la Caterinca, dar așa era, frate, oficial, sunt cea mai bogată de la mine din familie. Eu nu vin dintr-o familie bogată, nu vin dintr-o... mami n-are bani, tati n-are bani, sunt oameni normali, cu joburi normale, oameni muncitori. Și parcă nu venea să cred că cineva ca mine are parte, frate, de un câștig atât de mare, știi, era, a fost mega șoc. Iar Mădălina mă întreabă cum e să știi că ești câștigătoare, dar să nu poți spune nimănui până la difuzare. Da, așa este, noi filmasem finala cu puțin timp înainte să fie difuzată la televizor și într-un fel mi-era greu, pentru că între timp mă întorsesem în Timișoara. M-am întors la jobul meu normal de la sală și toată lumea șoc, mă vedea prima oară după aproape 3 luni de zile. Și atunci m-am întrebat, păi și ce-ai făcut? Păi am ieșit. Păi și cum a fost? Ce-ai făcut? Păi nu pot să zic, că trebuie să ieși la emisiune, că bla bla bla, că nu știu ce, vrăjeala din asta de buftea, știi? Și toată lumea avea o reacție de genul ăla, lasă, stai liniștită că poți să mergi și la anul. Și eram, nu... Am câștigat, nu vreau să mă duc la anul, doar că nu puteam să zic chestia asta. Și tăceam din gură, nu ziceam nimica și ziceam mulțumesc frumos, mersi pentru susținere. Și mergeam mai departe, încercam să nu vorbesc foarte mult despre chestia asta, pentru că, na, nu puteam și nu vreau să stric surpriza în primul rând.
Alexandra Cadar mă întreabă cum e atunci când jurații îți gustă preparatul. E un moment foarte stresant, e foarte, foarte greu să impresionezi 3 oameni și să nimerești gustul pentru toată lumea. Simțeam foarte emoționată, mă duceam așa cu foarte multă speranță în mine, au fost momente când eram foarte convinsă de ceea ce făceam, îmi plăcea foarte, foarte mult ce am făcut de varfurie și atunci mergeam cu încredere, dar erau și momente când eram puțin nesigură pe mine și pășeam așa cu frică, sau, de exemplu, au fost momente când am considerat că poate, bă, am făcut o treabă bună, dar nu cea mai bună, dar le-a plăcut foarte, foarte mult. Adică, nu știu, nu prea ai cum să știi ce se întâmplă acolo în față. Dar pentru mine a fost o foarte mare onoare că am fost chemată de multe ori în față ca și top 3 cele mai bune farfurii. Și chiar dacă nu câștigam proba cu cea mai bună farfurie, mi se părea totuși o chestie super mișto, că impresioneam și că eram luată în seamă ca top 3 cele mai bune farfurii de la proba respectivă. Bun, mă mai întreabă cineva care a fost concurentul tău favorit. Nu pot să zic asta, că nu, ca concurentul meu favorit, eu am fost concurentul meu favorit. Nu, au fost foarte mulți oameni care mi-au fost dragi, mi-a fost dragă Carolina, mi-a fost dragă Florentina, care, apropo, Florentina are un canal de YouTube. Dacă scrii Florentina David pe YouTube, apare canalul ei. Mi se pare că și Ionuț Mărieș și-a făcut un canal de YouTube. Din câte am înțeles eu, și Cezar vrea să-și facă un canal de YouTube, deci toată lumea o să fie pe YouTube. Așa că să-i urmăriți și pe ei. Dar, da, au fost mulți concurenți care mi-au fost dragi și nu pot să aleg numai unul, deci nu pot. Sorry. Care a fost farfuria de care a fost cea mai mândră în afară de ultima? Mi-a plăcut foarte mult proba în care am avut 5 ingrediente și 5 ustensile, pentru că a fost o probă extrem de dificilă. Aia a fost prima probă în care am luat imunitatea și prima probă în care mi-am făcut farfuria cu gândul la maică-mea. Și pe lângă faptul că a ieșit o farfurie bună ca și gust și plating, a fost o farfurie wow și cred că aia a fost și prima farfurie în care colegii mei și-au dat seama că am talent cu adevărat la plating și că pot destul de mult. Deci cred că aia în care am luat prima dată imunitatea. Tico Tatiana mă întreabă, toate dramele între ghilimele erau reale sau regizate pentru a face show mai interesant? Toate dramele pe care voi le-ați văzut la MasterChef au fost pe bune. Erau discuții între noi, erau discuții care nu au fost filmate, erau supărări, erau mici frustrări, erau chestii care ni se păreau nedrepte și atunci, da, era normal să fie puțină drama. Până la urmă este un reality show, nu poate să fie toată lumea friendly, să desenăm toată ziua inorogi pe pereți și să ne ținem de mână să cântăm colinde. Dar, da, tot ce vedeți acolo a fost 100% real. Asta iar e o întrebare mișto. Și că Iulia mă întreabă, cine spăla vasele? Mai vasele nu le spălam eu, aia te asigur. Era foarte, foarte funny că la începutul competiției noi aveam tendința, în timp ce găteam, să mai și spălăm lucruri. Sau la sfârșitul probei, dacă aveam un pic de pauză, repede, repede să spălăm ceva sau să strângem de pe banc, până într-o zi în care a venit cineva la noi și a zis, stop it, you're not here to clean, you're here to cook. Și era ceva genul, ok, deci gata cu curățenia, gata cu CTC-ul, noi nu mai facem nimic, suntem aici să gătim și atât. Vasele le spălau niște doamne foarte harnice din bucătărie, nu din bucătăria MasterChef, aveam acolo o bucătărie și le spăla altcineva, erau niște oameni care se ocupau de chestia asta, se mișcau foarte, foarte rapid și săracii. Doamne, dacă vă uitați vreo dintre voi la video ăsta, îmi pare nespus de rău pentru toate vasele murdare pe care vi le-am lăsat acolo eu și colegii mei. Delia Mihuț mă întreabă de unde te inspirai pentru rețete și pentru plating. Căutam rețete random și încercam să-mi amintesc ce vedeam de pe YouTube, cu ce vedeam pe Instagram, cu ce vedeam pe Pinterest și încercam să conturez așa o rețetă în capul meu. Sincer să zic, chestiile cu platingul la fel. Eu mă uitam pe internet după plating-uri frumoase. Toată lumea făcea chestia asta când avea timp liber. Era evident, nu vrei să scoți o farfurie faină. Dar faza era când în momentul în care te apucai să gătești sau în momentul în care te apucai să faci plating-ul, bă, frate, dracu dacă ți-aducea ceva aminte. Îmi aducea aminte foarte, foarte puține chestii și multe le inventam pe moment. Deci uneori nici mie nu venea să cred, frate, ce farfurie mișto am scos, de unde dracu scot lucrurile astea. Dar, da, mă uitam aiurea pe YouTube, pe Instagram și pe Pinterest. Dina mă întreabă când ați început filmările, cât au durat, cât ați filmat în acest timp în fiecare zi. Filmările au început la începutul verii, s-au terminat toamna, la începutul toamnei. Filmam aproape în fiecare zi, se întâmpla să avem o zi sau două zile libere pe săptămână, în rest nu a existat zi lăsată de la Dumnezeu să nu filmam minim 14 ore.
Adriana Dorobanțu mă întreabă ce o să fac cu premiul. Băi, nu știu, toată lumea mă întreabă chestia asta. Ce faci cu premiul? Nu știu încă ce vreau să fac cu premiul. Ideea este că vreau să investesc bani în ceva. Inițial am zis că vreau să-mi iau un apartament. Chiar râdeam cu Măruță, că am fost la el în emisiune și am zis că ăla a fost primul meu gând, să-mi iau un apartament. Ăla este visul săracului, visul omului care nu este proprietar, nu, să-și iau un apartament. Dar m-am gândit mai bine și între timp cred că o să investesc bani în ceva. Nu știu să zic în ce vreau să investesc. Ideea este că vreau să fac ceva cu ei, nu vreau să-i irosesc. Florin Cristian mă întreabă, ce făceați între probele de gătit? Păi ce să facem? Stăteam, ne uitam pe pereți, mâncam, fumam, stăteam la cafele. Știi că aveam lounge-ul ăla pe care voi l-ați văzut la televizor, aia era camera noastră cum ar veni. Stăteam acolo, dacă apucam să ațipim jumătate de oră era beton. Bine, eu nu prea dorm, că eu nu sunt genul ăla de... om care se doarmă oriunde, mi-e întrebe cu mood, cu zen, să mă acopăr, cu perna pe cap, prile trase, dar cam asta făceam, încercam să pierdem timpul pe acolo, mai mult stăteam între noi, povesteam și cam mai era. Care ți s-a părut cea mai falsă persoană? Păi vouă care vi s-a părut cea mai falsă persoană? Puteți să lăsați în comment section răspunsul să vedem dacă vă gândiți la ce mă gândesc și eu. Grosan Diana mă întreabă cât de dificil ți-a fost să reziști sub presiune sau stres. Mi-a fost foarte, foarte greu. Mi se pare oricum că competiția asta, înainte de orice, e un test așa psihologic pentru tine, că îți dă mega mindfuck, frate. Stai departe de familie, de prieteni, ești singur între străini, sau cel puțin eu asta am simțit. Cunoști oameni noi, nu știi pe nimeni. Filmezi zilnic foarte, foarte mult timp. E o singură zi liberă pe săptămână. Sunt foarte, foarte mulți factori de stres. E chestia aia, gătește tot timpul ceva nou, încearcă să impresionezi. Au fost probe în care am gătit de 3 ori pe zi. Sunt foarte mulți factori de stres. Și acum că mă uit în urmă, dacă mi-ar fi zis cineva să știi că la MasterChef te așteaptă asta și asta și asta și asta, nu cred că mă duceam. Îți zic sincer, nu cred că mă duceam pentru că a fost foarte, foarte greu. Dar ajuns acolo, îți dai seama că poți mai mult, frate. Ai niște limite și poți să ți le depășești. Foarte mult contează încrederea pe care o ai în tine sau cum poți să rămâi calm în situații de stres. Acum nu vă gândiți că toată ziua eram zen, dar cred că la sfârșitul zilei am încercat să stau cât mai calmă, să-mi văd de treaba mea, să mă gândesc că sunt acolo să gătesc, nu să fac circ, dramă sau alte chestii genul ăsta și m-a ajutat foarte, foarte mult că am avut acasă un suport sistem foarte bine închegat. Adică vorbeam în fiecare seară, vorbeam aproape fiecare seară, pentru că uneori veneam la 3 dimineața înapoi în cameră și era foarte târziu, dar vorbeam cu Forte, vorbeam cu maică-mea, stăteam câte 2 ore la telefon, vorbeam cu prietena mea cea mai bună, mă încurajau foarte, foarte mult și chestiile astea mie mi-au dat putere și m-au ajutat să avansez în competiție. Și până la urmă trebuie să ai și tărie de caracter. Pentru că dacă nu ai un caracter puternic, la MasterChef îți zic din start, nu ai ce să cauți. Dacă ești plângăreață, dacă ești toată ziua, îți plângi de milă, nu ai ce să cauți acolo. Dar da, cred că trebuie să ai un caracter puternic. Ultima întrebare, că deja video-ul ăsta este cam lung. Dacă vreți să mai facem una data viitoare, care este concurentul de care îți era cel mai mare frică pe tot parcursul emisiunii? Mi-a fost frică pe parcursul emisiunii de mai mulți concurenți. La un moment dat mi-era frică la desert de Jeremy și de Florentina. Mai mi-era frică de Andreea uneori, pentru că ca și caracter cumva ne asemănam. Amândouă eram așa fire, leoaice, dădeam din coate, aveam atitudine, iar mi era foarte, foarte frică de Cezar cu care eu am și ajuns în finală. Cezar este un concurent foarte, foarte bun. Chiar râdeam că în finală el zicea gen că e frică de mine și mie mi-este frică de el. Și chiar așa era, ne-a fost teamă unul de celălalt. Dar din păcate este o competiție, doar unul singur poate să câștige. Am avut concurenți foarte, foarte buni la MasterChef. Și, nu știu, sunt singura și acum când vorbesc cu voi nu-mi vine să cred că sunt singura persoană de la MasterChef care n-a fost eliminată, adică, wow, e foarte, foarte tare. Oricum, finala a fost foarte grea, eu și Cezar am avut amândoi preparate foarte bune și am fost așa la muche de cuțit
Și da, cam asta este cu primul nostru episod cu experiența MasterChef. În cazul în care mai vreți să fac un episod pe viitor, nu știu, lăsați-mi în comment section și o să mai facem o serie de întrebări pe Instagram. Nu mai am nici timp, trebuie să fac bagajul și să mă pornesc spre aeroport. Anyway, vă pup și vă mulțumesc că v-ați uitat la video ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare thumbs up. Ne vedem pe Instagram @fatalui Gologan. Cam atât. Bye!